scoate. Există așadar o anchetă a justiției din Elveția care vizează pe C2. C2, Blatter este suspectat că a efectuat o plată de 2 milioane de franci elvețieni în favoarea lui Michel Platini, o plată neloială. Acum înțelegem foarte bine ce înseamnă asta, dar vom afla detalii probabil în zilele următoare. Oricum știți că FIFA și UEFA se confruntă cu mare scandal de corupție după ce justiția americană a pus sub acuzare 14 persoane pentru luare de mită și primirea de alte foloase, de la începutul anilor 90 și până în prezent, totalizând 150 de milioane de dolari minim, aș zice eu. În urma acestui scandal, Blatter a anunțat că demisionează din funcția de președinte al FIFA, a câștigat un al doilea mandat, mă rog, alegerile pentru șefia FIFA vor avea loc la 26 februarie anul viitor. Deocamdată se cere suspendarea lor din funcție. Mă bucur să aud asta, hai luați-i și pe ăștia, fraților, și să vedem cine s-o propune pe acolo. Englezii îl susțin pe un iordanian, pentru că știu că se vor opune din răsputeri alte federații. Englezii sunt ușor intransigenți când vine vorba despre lucruri dintre astea. Ei poartă pică nemților, francezilor și altora care au făcut legea în fotbalul european de multă vreme, de când președintele FIFA era un englez și a fost înlăturat prin corupție, trebuie să o spunem și pe asta, și de atunci tot încearcă să găsească o modalitate să revină în fruntea forului continental, măcar dacă nu chiar mondial, prin interpuși. În momentul de față încearcă treaba asta, nu știu dacă vor reuși sau nu. Se simte foarte bine și Alexis Tsipras, îmi spunea un prieten, mai în glumă, mai în serios, că refugiații ăștia, valul ăsta de refugiați, i s-ar datora și lui Alexis Tsipras, care a vrut să se răzbune. A, nu ne mai dați bani? Bine, atunci îi lăsăm și noi pe ăștia să treacă. Plus că aveau deja, erau câteva tabere de refugiați în Grecia și pur și simplu au scos gardul. Au deschis, au lăsat poarta deschisă grecii ca să plece refugiații mai departe. Acum nu știu dacă e chiar așa sau nu, dar cert e că Alexis Tsipras se dovedește a fi un politician, nu de excepție, hai să nu exagerăm acum, dar un politician mult mai bun decât Angela Merkel sau François Hollande, mai zic despre David Cameron, care e aproape absent din politica europeană. Englezii oricum par și britanici în general să și pierdut interesul. Vorbesc din ce în ce mai mult despre ieșirea din UE. Nu se va petrece deocamdată, dar cine știe. I-ați văzut poate pe Merkel și Hollande braț la braț în Parlamentul European, ținând un speech. De fapt, ce au ținut ei să arate? Că sunt braț la braț, că merg împreună, că se susțin reciproc, unitate, fraternite, egalitate și alte prostii dintre astea. Bla, 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 am urmărit speech-urile celor doi. Vorbe goale, nicio soluție. Europa nu trebuie să se dezică de principiile ei. Europa trebuie să fie un paradis în care să se poată refugia cei aflați în suferință. Europa trebuie să facă și să dreagă. Nu putem tolera șovinismul, xenofobia, rasismul și alte alea. Mă, dar nicio soluție concretă. Absolut nimic. Bălmăși ceva, madame Merkel, cu să avem tabere comune de refugiați. Nu s-a înțeles foarte clar din discursul ei ce urmărește. Ideea era asta. De fapt, două idei se desprind din discurs. Unu, un mesaj trimis celorlalte state din Europa, mai puțin Marea Britanie, care cumva așa mai pe poziția observatorului, a observatorului de PF sau FRF, da? Dacă vreți. Asta e poziția Marii Britanii în momentul de față. Englezii sunt cu un ochi la slănină și cu unul la făină, dar mai mult la slănină, adică la Statele Unite. Creația lor până la urmă și principalul lor aliat, firește că sunt așa. Celorlalte state din Europa au dorit Merkel și Hollande să le transmită mesajul: faceți cum vrem noi, mă. Deci dacă noi zicem așa, mesaj cel puțin ciudat, dar fiindcă noi așa știam, Uniunea Europeană este o alcătuire de state suverane, independente, care au politici comune în anumite domenii, dar în altele își conduc propriile destine. Sigur, cu acceptul celorlalte țări membre, dar totuși
cu proiectele făcute de acasă, nu făcute de alții din afară. Ăsta este primul mesaj, cel puțin așa l-am perceput eu și nu numai eu. Și al doilea mesaj este Franța și Germania au căzut de acord, suntem de acord, suntem frați de acum înainte. Cine se leagă de unul, se leagă și de celălalt. Cam asta. Adică mie nu mi s-a părut a fi o intervenție politică în adevăratul sens al cuvântului, așa cum ar trebui să fie. Reprezentanții a două mari puteri europene, care să se prezinte cu niște idei foarte clare, care să spună ferm, răspicat despre ce e vorba, să indice niște soluții. Nu, a fost așa, mai degrabă o chestie ca în cartier. A, te-ai luat de mine? Păi stai că vin și cu vârme. Cam asta au făcut Madame Merkel și cu François Hollande. Repet, bla bla bla, nici o soluție la criza. Uniunea Europeană trebuie să se implice și în conflictul din Siria. Prea târziu, taică. De Uniunea Europeană nici măcar nu are o forță militară capabilă să facă așa ceva. E în proiect, mi se pare, forța aia de intervenție, de reacție rapidă, da? Până se va constitui. Și oricum mi se pare o prostie că până una alta sunt state membre NATO. N-are ce să caute Uniunea Europeană acolo. Participă state membre ale Uniunii Europene, printre care și România, am înțeles, cu, mă rog, dau un fel de ajutor militar, nu se știe exact cine și cât și ce anume face. Acolo este o bătălie, fraților, între Rusia și Statele Unite. Ca să o spunem foarte clar, nu mai există niciun îndoială pentru nimeni. Sunt folosiți pe post de bătăuși, șiiții, suniții și cine mai fi pe acolo. Așa că Madame Merkel și cu Hollande ar trebui să se ocupe mai mult de problemele Europei și mai puțin de problemele altora. Să ne spună, de exemplu, cum să facem să primim totuși refugiați, dar să-i primim pe aia care trebuie, cum să procedăm, să facem selecția asta, oricât de aspru ar putea părea cuvântul. Cum să-i selectăm, cum să aflăm care sunt cei care fug să-i salveze viețile, care sunt aia care vin pentru bani și care sunt aia care vin să ucidă. Cum să facem asta în condițiile în care vin cu zecile de mii pe săptămână? Hai, pe lună, na, să nu exagerez, deși cred că pe săptămână. Trierea asta, cum să putem verifica, deci cum să nu abdicăm, doamnă, așa cum spuneați noastră, doamna Merkel, de la principiile europene, dar totodată să ne protejăm cetățenii Europei, cei care sunt deja cetățeni. Ce asta așteptam să spună. În rest, singura soluție pe care au găsit-o a fost cea a cotelor obligatorii, iarăși o dovadă de miopie politică fantastică. Tu știi că recesiunea a lăsat urme, știi că renasc mișcările naționaliste în Europa. Treptat, așa, treptat, nu le poți interzice. Geaba încerci tu și cu Facebook-ul și cu altele, nu faci decât să-i stârnești mai tare. Peste toate astea, vii cu măsura asta de impunere a unor cote obligatorii. Chiar să nu-ți dai seama că pui gaz pe foc? Ăștia-s politicienii pe care avem. Păcat, pentru că este un proiect generos și unic în istoria omenirii, Uniunea Europeană, organizat cu un picuț gândit altfel decât cel care a dat naștere Statelor Unite ale Americii, de-aia zic că e unic. Din unele puncte de vedere, dar nu-s multe, se aseamănă, din altele nu. Politicienii care l-au gândit și l-au pus pe hârtie erau oameni de calibru. Din păcate, cei care au urmat și trebuiau să ducă mai departe proiectul ăsta s-au dovedit a fi niște agemii. Ăștia sunt, fraților, de fapt niște corporatiști. Uitați-vă și la Merkel, și la Hollande, și la cine vreți voi, la David Cameron. Sunt niște băieți de ăștia selectați din facultate sau, mă rog, cazul Madame Merkel, cine știe ce facultate a făcut prin Germania de Est. Știți cum era și cu facultățile pe acolo. Cea mai mare universitate o avea Stasi. Sper că Madame Merkel n-a trecut prin zona aia, deși era cam greu să nu treci. În fine, treaba nemților, până la urmă, pe cine votează nu-i treaba noastră. Ideea este că în momentul de față lucrurile nu arată deloc bine. Sunt niște corporatiști care probabil așa s-aș fi făcut selecția, nu știu, la balul de absolvire. Erau strânși toți și a venit unul care le-a zis: pe tine te facem director economic, pe tine te băgăm la marketing, pe tine la publicitate, pe tine te facem politician, că ești mai tare în gură.
Și cam așa s-a făcut selecția. Ei nu sunt politicieni de vocație, oameni care chiar și-au dorit chestia asta, au fost bine pregătiți. François Hollande vorbește bine, Madame Merkel vorbește și prost pe deasupra. Francezii au școala asta, la ei politicieni au retorică impecabilă. Sunt niște oratori, niște cozeri, n-ai probleme din punctul ăsta de vedere cu ei. Doar că n-are idei, nu spune niciodată nimic, sunt doar vorbe goale. Bine ambalate, dar lipsite de fond, de fundament. Așadar, DNA-ul elvețian lucrează și el, lucrează și al nostru. Cu mare plăcere și mare interes așteptăm să vedem cum se va finaliza ancheta APA Nova. Asta după ce am aflat că am fost furați, de 17 ori a crescut prețul apei în București. Deci în momentul în care a început să se plătească apa separat, de 17 ori a crescut prețul, fraților. În mod nejustificat. Vă dați seama câți bani am pierdut? Ce ar trebui să-i mâncăm pe ăștia? Să-i facem una cu pământul. Cum să-ți mai recuperezi banii? Niciodată. Hai că noi, ăștia care am mai supraviețuit, ne așteptam să fim furați, știam că suntem furați. Dar ce se întâmplă cu oamenii ceilalți, care n-au mai putut să-și plătească și din această cauză facturile, au fost executați silit și au rămas fără case. Și au murit. Un furt cu asemenea consecințe. Ăsta e genocid ce fac ăștia. Dar în primul, în cele mai aspre pedepse ar trebui să le primească cei de la primărie. Apropo, și șefa străzilor din primărie și-a dat demisia. Știți scandalul probabil cu semafoarele inteligente care trebuiau să fluidizeze circulația în București. S-a avut contract cu o cunoscută firmă, firma unuia Urdăreanu, nu mai vorbim noi despre el și poate că o să mai vorbim, om cu multe relații, greu Urdăreanu în momentul de față. S-a făcut contractul pentru instalarea echipamentelor, dar nu s-a făcut un contract de mentenanță, mă, ce ziceți de treaba asta? Evident că la cum se fac lucrările în București de reparații haotic, a venit Dorel de la curent sau de la apă sau de la gaze și le-a secționat fibra optică și gata cu sistemul semafoarelor inteligente. Doamna șefa administrației străzilor a fugit. Pur și simplu a fugit și a dat demisia. Sper că procurorii s-au gândit, da, sau măcar serviciile secrete, să nu cumva să fi fugit vaca aia din țară. E clar că nu și-a dat demisia degeaba. Probabil că încearcă să fugă, dacă nu cumva o fi și reușit. Uite așa am fost furați în toți anii ăștia. Și la gaze, și la apă, și la curent, și la tot. Cu concursul ăstora pe care i-ați trimis, și îmi permit să spun asta, că pe mine nu m-am mai păcălit la alegeri de multă vreme. I-ați trimis și la primărie și peste tot. Ăștia ar trebui pedepsiți crunt, crunt. Din păcate, legile noastre sunt foarte blânde, în România poți să furi. Cu cât furi mai mult, cu atât e mai bine, paradoxal. Dacă furi puțin, vei plăti un preț cam mare. Dacă furi mult, vei plăti un preț foarte, foarte mic. La această oră, miniștrii de interne din UE discută despre accelerarea repatrierii imigranților clandestini. Iarăși o nebuloasă aici. Cum vor stabili care sunt clandestini, care merită să rămână, care nu. Mai văd și alte știri, dar nu știu cât de interesante sunt, legate de criza din Siria cu avioanele rusești și avioanele americane care se evită în spațiul aerian al Siriei. Însă mai sunt lucruri de care ne-ar putea interesa pe noi. Da, eu aș propune totuși să luăm o pauză. Am și o veste proastă. Ciprian Fanaca, un colaborator permanent al grupului Divertis, actor, a decedat la 53 de ani, din păcate. Era un actor foarte simpatic, poate vă aduceți aminte cum arăta. De, ce să zic, la noi artiștii n-au bani să-și vadă de sănătate, să se îngrijească, așa că nu mă surprinde până la urmă că mor pe capete de tineri, cum se spune maică. Să vorbim. O lege sau ordonanță de guvern, sau nu mă importă ce dracului e, prin care guvernul, iarăși o măsură populistă, le-ar impune ăstora de la supermarketuri și hipermarketuri să cumpere marfă românească
în quantum de. Dar în primul rând marfă românească. Deci produse alimentare neaoșe, nu cele de import. Și se stabilește un plafon în funcție de asta. Chipurile așa vor ajuta ei economia românească. Mă, dar la subvenții pentru agricultori nu s-ar fi gândit. S-au gândit nemții, s-au gândit francezii, s-au gândit-o olandezii. La reduceri de taxe și impozite pentru micii fermieri sau măcar pentru fermierii care se grupează în asociații ca să poată supraviețui. Iarăși, nu s-au gândit. S-au gândit nemții, s-au gândit francezii, s-au gândit olandezii, s-au gândit englezii. Până și italienii, mă, și mafia din Italia, că ea conduc acolo în partidele, lăsați vrăjeala. Până și aia s-au gândit la așa ceva. Nu, ei s-au gândit să impună în supermarketurilor. Bun! Ăștia de la supermarketuri vor alerga, să zicem, după marfă românească, dacă nu vor contesta legea, care mi se pare ușor neconstituțională și cam în dezacord cu principiile economiei de piață. De unde s-o ia, frate? De unde s-o ia? Că fermierii nu au bani să se dezvolte și să, chiar zicea unul la televizor, reprezentantul unei asociații, până nu știu ce județ, abia se exprima omul, dar las că nu trebuia să fie intelectual, trebuia să fie producător agricol. Zice, domne, noi am dat și mai mult, dar ca să dăm mai mult, trebuie să producem mai mult și nu avem bani să investim. Dați-ne bani și atunci, da, o să vedeți la roșii și la ceapă românească pe piață cât te doriți. Aici e problema, guvernul n-a încurajat producție. Nu s-au gândit să discute cu băncile, să-i întrebe pe bancheri. Fac o scurtă paranteză. Aflu că băncile tot fac disponibilizări. Așa am aflat de la Digi News. Eu prefer să mă uit la ăștia, că am văzut că nu trag nici cu unii, nici cu alții. Sau trag și cu unii și cu alții, dar e suficient cât să poți să-ți faci tu o idee. Nu-ți bagă ideile lor în cap, cum fac celelalte posturi de televiziune dedicate știrilor. Ce mințeam? Am văzut la ăștia, la Digi, că bancherii s-au informatizat în așa hal încât nu mai au nevoie de atâția funcționari și cineva le plângea de mână. De mână, de auzi, de milă funcționarilor de la bănci. Cum să le plângi, mă, de milă, ăstor? Hai să fim serioși. Nu-ți de plâns. Cine se asociază cu bancherii să fie sănătos, taică. Deci tu te asociezi cu niște oameni care la un moment dat s-ar putea să-ți execute silit vecinul pe care l-au împrumutat, cu toate că știau că nu-i solvabil. Deci, du-te, frate, la pădure, du-te la cules căpșuni, muncește, spetește-te dacă nu ți-ai găsit alt job. Nu s-au gândit guvernanții noștri să discute cu bancherii, să-i întrebe, bă, dar voi de ce împrumutați numai pentru consum și pentru producție, nu? Că în alte țări din Europa de Est se întâmplă pe dos. Mai ușor iei un credit și așa ar fi logic. Dacă ai o firmă și te duci cu un plan de afaceri bine pus la punct, decât un credit pentru un frigider, tu având salariu mic. La noi este exact, și ați văzut de ce, că statul garantează până la urmă toate chestiile astea. Creditele care nu sunt rentabile sunt imediat pasate firmelor care se ocupă cu recuperarea banilor, că și ei scot bani de pe alte părți. Sunt și nu sunt interesați să execute pe răuplatnici. Că bănuțul oricum vine și tot de la stat, până la urmă, pe alte căi. Sunt asigurați, sunt reasigurați, dar nu le plângeți de milă. Așadar, legea e proastă. Ideea, pardon, nu știu dacă e lege sau ordonanță de guvern, e proastă pentru că nu-i stimulează și nu-i ajută pe agricultori și nici pe noi consumatorii să mâncăm mai ieftin. Oamenii n-au cu ce să producă. Trebuie să-i ajuți. Să-și cumpere utilaje, să-și cumpere pământ, să-și angajeze fârtați acolo la munca câmpului. Deocamdată nu prea au ce vinde. Sunt puține. Sunt puține roșii produse în România. Ca să poți să asiguri tu necesarul pentru supermarketurile astea, se întind rețelele supermarketuri, fraților, în România, mai ceva ca vărsatul de vânt de când nu se mai vaccinează oamenii. În altă ordine de idei, ne paște și legea defăimării, care știm de ce a fost făcută. Sub pretextul ținerii sub control a xenofobiei, șovinismului și altor chestiuni de genul ăsta, Dragnea și ai lui urmăresc practic să nu mai fie înjurați, să nu mai poată fi înjurați. Asta e ideea care stă la baza acestei legi. Pentru că va fi incriminată nu doar defăimarea grupurilor, ci și defăimarea persoanelor. Așa că înțelegeți foarte bine unde bat. În plus, vorba unui prieten,
Nu-i prost deloc, Dragnea. Păi cu legea asta, până și procurorul DNA se va gândi de 7 ori când va mai formula un cap de acuzare. Că dacă îi pică în instanță, poate să fie ars cu 7.000 de euro amendă. Mai zic de ziaristul care publică. Da, așa că legea defăimării a trecut de Senat și va trece și de Camera Deputaților, că și pe ea interesează să nu mai poată fi înjurați. Au constatat ei că presa totuși îți poate face rău și, pe de altă parte, tot încearcă din răsputeri. Acest guvern, de când a ajuns la putere, încearcă să pună bodniță Direcției Naționale Anticorupție. Până acum n-au avut succes, dar s-ar putea ca această lege, dacă nu va fi contestată de opoziție, s-ar putea să pună bețe serioase în roate celor de la Direcția Națională Anticorupție. Se va trezi și procurorul dat în judecată pentru defăimare, în cazul în care dosarul îi va fi respins. Pe atunci o să vedeți distracție maximă. Este 11 și 20 de minute. Fraților, acum ar fi trebuit să avem publicitate, dar suntem mici, suntem mici. Ce să facem? O să avem, în schimb, muzică. Aoleo, Trooper, nu. Nu, gata, m-a sturat de Trooper. Lăsați-mă în pace cu Trooperul. Hai să ascultăm Tears for Fears, da, ceva elegant la ora asta. Urmat de un pic de Red Hot Chili Peppers. Kilometri la oră. Las clar cum se circulă în București cu lipsa mentenanței la semafoarele inteligente 25 la oră. Să zici să rumâna. Dacă mergi pe Mihai Bravo sau Ștefan cel Mare, la oră de vârf, ți-ai dori să poți să prinzi tu 25. Dar nu prinzi, frate, că n-ai cum. A primit deja o medalie de aur pe la un salon de invenții. N-are cheie de contact, nici accelerație, dar poți umbla la setările accelerației prin intermediul telefonului mobil. Conectezi telefonul mobil la Scooterson, după care primești date. Viteză, informații despre baterie, despre trafic, putere, ai setări de accelerație. Ideea e să lipești telefonul pe ghidon. După folosire, roțile scooterului se blochează automat și dacă e mutat, trimite o alertă pe telefonul mobil al proprietarului. Autonomia sa pe șosea este de cel puțin 50 de kilometri. Păi dacă aici vroiam să ajung eu la sursa de alimentare, care se pare este priza. Priza lui Scooterson, dar odată încărcat, dacă mergi 50 de kilometri, bă, e bun așa să te plimbi cu el. Nu știu dacă te duci cu el la muncă, dar e haios așa. Căutați pe expunere.com. Vor mai fi și alte site-uri pe care a apărut. Expunere.com, să vedeți cum arată. E simpatic, așa, Scootersonul ăsta. Nu știu dacă e o invenție foarte utilă, dar, domne, măcar e o invenție. Îmi trimite un prieten, că tot îl pomeneam pe domnul Urdăreanu, zis și Murdăreanu. Mai exista un Murdăreanu, să știți, pe vremea Elenei Lupescu. Da, 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 ia cercetați cărțile de istorie. Pe vremea lui Carol al doilea. Din materialul, v-am mai povestit eu despre el, din materialul pe care îl văd eu aici pe ancheteonline.ro, reiese ceea ce știam deja, că este un abonat la contractele cu serviciile secrete și dintr-un motiv foarte simplu. Fraților, că taxul a fost general de securitate. Ei, cine putea să facă până la urmă să se ocupe cu securitatea, dacă nu un om care avea tradiție în familie? Hai că sunteți prea răutăcioși. El a început să-și dezvolte, chiar 90 și-a deschis afacerea. Ăsta e un semn foarte clar că e cine e. Păi cine își deschidea, mă, afaceri în 90? Afaceri de succes. Hai să fim serioși. Cine se gândea la firmă, la economie de piață la începutul anului 90, când nu prea știa nimeni cu ce să mănâncă lucrurile astea? Cu excepția securiștilor sau a puținilor fericiți care apucaseră să iasă pe afară și eventual să înțeleagă și ei cât de cât ce însemna aia. Da, era destul de greu, că într-o vacanță petrecută, să zicem, prin Israel sau prin, nu învățai tu principiile economiei de piață. Așadar, fostul major MAPN, că na, și el a fost ofițer, Tiberiu Urdăreanu, și-a dezvoltat afacerea până când a ajuns să declare un rulaj de vreo 75 de milioane de euro în anii trecuți. Peste 70 de milioane de euro a avut cifra de afaceri la nivelul anului 2007. Taicăsu se numea tot Tiberiu, Tiberiu S. Urdăreanu, personaj controversat, se scrie aici, al Revoluției din 89. Da, asta e. UTI e implicată și în scandalul securizării frontierelor de stat, dar cea mai
controversată afacerea lor este cea a securizării portului Constanța în valoare de vreo 60 de milioane de euro. Întreaga conducere a portului, din acest moment, din acest motiv, intrând în anchetă, fiind băgați în ședință, practic, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Deci o firmă controversată a unui personaj controversat, mă rog, implicat și prin afaceri cu Sorin Ovidiu Vântu, cu Realitatea TV, cu multe, 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 multe altele. Mâine, poimine, o să îl vedem și pe Urdăreanu ăsta, dând cu subsemnatul pe la DNA. Deocamdată ne-a lăsat fără semafoare. Mă rog, ei dau vina pe primărie, cei de la UTI. Că trebuiau făcute alte... A existat un contract de mentenanță, dar care trebuia însoțit de alte contracte subsecvente. Așa sună comunicatul de presă al celor de la UTI. Bă, ce limbaj aveți. Bă, voi corporatiștii ăștia, bă, ce dăștepți sunteți cu subsecvența voastră. Da, nu eram în niciun contract de mentenanță. Pur și simplu, când s-au stricat și la revedere. Dar voi chiar credeați că nu o să iasă scandal în chestia asta? Ați făcut o scăpată și pe cucoana aia. Sper că ați scos-o din țară, că altfel o să ajungă la pușcărie șefa străzilor. Un alt personaj care iese în evidență în aceste zile, Cristian Purvulescu, un politolog care pozează în moderat, de obicei, când apare pe la televiziunile moderate, și în fundamentalist când apare la televiziunile fundamentaliste. E, a apărut la fundamentaliști și ne-a făcut fundamentaliști pe noi românii. De fapt, pe creștinii ortodoxi din România, care sunt fundamentaliști, mai fundamentaliști decât fundamentaliștii islamici, că ce avem noi cu ăștia dacă vor să vină la noi? Mă rog, s-a mai referit el și la alte chestiuni, apropo de scandalul Charlie Hebdo. Ce băieți deștept și aia, supraviețuitorii, s-au umplut de bani. Ce ușor s-au umplut de bani. Atât de tare au ținut ei la memoria colegilor, încât au profitat din răsputeri de pe urma lor. Ar trebui să ne gândim și la acel gen de fundamentalism pe care aceia l-au exprimat în momentul acela, pentru că nu era islamist, era ortodoxist. Asta este exprimarea unui politolog. Se referea probabil la cei care, atunci când scriau fraierii Je suis Charlie peste tot pe toate site, pe rețelele de socializare, au fost și unii care au zis, bă, noi nu. Je suis pas Charlie. Eu sunt Vasile. Ce să mai vorbești despre Purvulescu ăsta? Discuția e foarte simplă în privința politologilor și analiștilor noștri politici. Întotdeauna căutați sursa banilor. Deci când vreți să știți ceva despre un politician, despre un analist politic, despre o persoană publică importantă, vedeți cine îl finanțează. În cazul Purvulescu, vedeți cine îi finanțează ONG-ul. Și gata, ce atâta pierdere de vreme. Pe mine mă amuză doar, v-am zis, faptul că e moderat când e invitat de moderați și mai puțin moderat când e invitat de televiziunile talibane. Asta îmi place mie foarte tare. Încă o chestie, dar cred că o să o lăsăm după pauză. Vorbim un pic și despre emisiunile ProTV-ului, care nu se dezminte nici după ieșirea din circulație a lui Tata Sârbu. Every day the best non-stop pop music. Is all. A friendly radio station that plays good music. The Real Rock Radio. Rock Zone. Cerna premiul Nobel. Adrian Năstase, premiul Bombo Nobel pentru literatură. Este versiunea mai șmecheră a premiului Nobel pentru literatură. Și lui Adrian Năstase i-aș acorda eu altceva încă vreo 30 de ani, dacă s-ar putea. Mihai Gâdea nominalizat la premiul Slugărel pentru Motănel. Badea, premiul Golănel pentru Înjurătură. Las că înjură și alții acum, nu-i mai doar el. Klaus Iohannis, v-am spus, premiul Nobel pentru Tace. Nu, asta mă deranjează că tace, că e vorba între noi. Marian Vanghelie, premiul Puradel pentru Fizică. A descoperit o teorie care demonstrează că timpul și spațiul sunt foarte relative. Potrivit teoriei, practic la același moment zero, portofelul unui domn din autobuz se poate afla la 3 km mai la sud, în mâinile unui domn din sectorul 5. Bună. Și vine Cristi Tănase, premiul Dodel pentru întreaga carieră. Apropo, în această seară joacă naționala de loseri a României, la fotbal mă refer, la 21:45. Stadionul va fi plin pentru că cei de la federație au găsit o modalitate ingenioasă de a promova meciurile
lui tata Puiu și a adunăturii pe care o strânge la partidele din preliminarii. Eu chiar sper să nu se califice. Nu putem să ne prezentăm cu ăștia, fraților, la un turneu final, că o să ne fie foarte, foarte rușine. Eu nu vreau să-mi fie foarte, foarte rușine că sunt român, așa că aș prefera ca ăștia să stea acasă, în fața televizorului. Nu se poate să te duci cu așa ceva, cu arătările astea, la un turneu final. Să te bată cine știe, mai ales că acum se vor califica multe naționale mai slabe. Să te bată vreo mizerie de-asta de echipă răsărită acum, precum Gibraltarul. Încă puțin, peste câțiva ani, și se vor califica și ăia. Dă-o încolo de treabă. Se va juca meciul așadar cu 20 de lei biletul, dar de ce nu le faceți gratuitate până la urmă? Dacă atâta vă duce mintea, asta e marketingul și merchandising-ul echipei naționale, dați-le mă bilete gratis. Că și așa, la ce oferă echipa națională și 20 de lei de persoană, mi se pare mult. De ce să dau 20 de lei? Să le plătesc salariile ălora de la GSP, care lucrează și la FRF? Foarte mișto, nu? Scrii și în preza sportivă și lucrezi și la federație. Mișto treabă. Sau mă rog, tu ai fi dat demisia, te pomenești. Uite, eu nu vreau să le plătesc salariile ălora, așa că nu prea mă interesează meciul naționalei cu Finlanda. M-au interesat ce fac rugbyștii și nu m-au dezamăgit, dimpotrivă, m-au bucurat. Ăia nici nu visează să câștige la echipa națională o indemnizație măcar cât ia salariul un fotbalist de divizia B, de Liga a doua. Nici nu visează la banii aia. Și cu toate astea reușesc să mai bată și pe cineva din când în când. Pe când fotbaliștii noștri nu prea bat pe nimeni. Așa că uitați-vă la meci dacă nu aveți ce face. Bă, pe final să vorbim și despre politica ProTV-ului, nu doar de îndobitocire, ci și de păcălirea populației până la urmă. Visuri la cheie, se pare că ar fi o amăgire, emisiunea difuzată de ProTV, și că s-ar bucura de succes. Cum să nu se bucure, bineînțeles. Prezentatorul fiind considerat un adevărat înger păzitor al oamenilor sărmani. Aici nu trebuie să confundăm emisiunea cu prezentatorul. Nu prezentatorul a avut ideea, nu prezentatorul e producătorul emisiunii, scenaristul, e un actor care joacă un rol acolo. Așa că lăsați-l pe Dragoș Bucur în pace. Ce se întâmplă în cadrul acestei emisiuni este însă doar un scenariu science fiction. O femeie din Slobozia, de pildă, a crezut că viața ei se va schimba în momentul în care au venit la ea acasă ăștia cu emisiune. Povestea ei cu fetiță grav bolnavă, cu liliricul ăla, a fost prezentată în cadrul emisiunii. Din păcate, visul a rămas doar la filmare. Oamenii care trebuiau să le construiască zăcase au venit doar ca să o dărâme pe aia veche. Și niciodată n-au construit una nouă. Ea, mai întâi rămasă fără casă, s-a adresat, a cerut explicații ăstora de la emisiune. Ei au oferit o sumă de bani în schimbul tăcerii și i-au spus că, domne, ce se întâmplă în emisiune e doar o ficțiune. Noi îți dăm bani să-ți faci casa, atât. Acum nu știu dacă suma e suficientă ca să-și facă ea, să-și construiască o altă casă. Bă, rog, până la urmă s-a adresat presei locale din Slobozia. Bă, acum nu știu dacă e adevărat sau nu, că și astea sunt luate de pe unde sunt luate, dar în general să știți că sunt ficțiuni emisiunile astea. Și vedeți că ei sunt acoperiți foarte bine legal. La final, când nu vedeți voi pe generic, unele au precizarea asta. Această emisiune este o ficțiune și li-li-li și la-la-la. Așa că grijă mare cu treburile astea. Ficțiune au fost și cele de dinainte, cu tribunalele, cu iartă-mă, cu nu mă ierta, cu erau cazuri în cea mai mare parte inventate și jucate de actori de mâna a treia, a patra, a cincea, a șasea, care nu-și găseau loc în altă parte și pe care nu-i puteai recunoaște. Sau pur și simplu jucate de oameni, nu trebuie să ai facultate de actorie ca să joci un țăran bețiv, de exemplu, să apar cu capul spart acolo sau ca să îi spui unuia iartă-mă și atât și în rest să taci că vorbește moderatorul emisiunii. Nu mă surprinde că sunt oameni care și-au țeapă cu lucrurile astea. România este țara tuturor posibilităților, pentru cine n-are scrupule. Așadar, distracție maximă cu fotbalul în seara asta. Eu prefer să aștept meciul României cu Italia. Acolo unde nu o să mai fie distracție maximă, nu vă luați după, bă, dar chiar am, să nu uit să precizez.
Ieri, tot uitându-mă la Cupa Mondială, la un moment dat începe meciul ăsta din Africa de Sud cu Statele Uimite, sau mai știu cu cine au jucat. Bă, știți cine comenta? Sokol, mă, frate. Sokol, mă, ăla cu vocea aia imposibilă. Cea mai proastă voce din din istoria televiziunii și a radioului românesc ever. Nu s-a auzit voce mai proastă ca ăstuia. Voce care te irită, te zgârie. Un individ care turuie. Turuie, mă, în continuu. Vorbește. E, de data asta nu mai avea ce vorbi. Absolut bâtă la capitolul rugby. Nu știa nici regulamentul. Nu înțelegea ce se întâmplă în teren. Aștepta cu disperare să fluiere arbitru, să se zică ceva, ca să poată să spună și el ce se întâmplă acolo. Bă, ăsta comenta. Absolut infect. Cel mai prost comentariu pe care l-am auzit vreodată la un sport de echipă. Băi, fraților de la DigiSport, între voi și ce se întâmplă la Digi, partea ailaltă, News, e o diferență enormă, bă. Enormă. Ăia își mai aduc pe acolo profesioniști, au informații, se acoperă. Știu cu ce să umple programele, nu știu ce se întâmplă. Chiar nu-și dă seama nimeni în trustul ăla că cei de la DigiSport mănâncă banii de pomană? Dobre, Sokol și restul? Chiar nu-și dă seama nimeni că gafele pe care le-au făcut ăștia nu dau deloc bine? Meme Stoica, infractorul, era invitat în continuare, mai avea un pic și-l luau din studio și-l băgau în pușcărie. Aduc tot fel de personaje dubioase acolo, stau de vorbă cu toți proștii la telefon. Băi, ce-i asta, bă, frate? Și pui pe Sokol să comenteze rugby. Chiar nu mai aveți, nu se găseau niște, nu putea să căutați pe, doar în perioada asta a Cupei Mondiale, nu putea să găsiți niște colaboratori să vă comenteze meciurile de rugby. Incredibil. Dar se întâmplă asta, să știți, și la case mai mari. Departamente care funcționează foarte bine și altele care funcționează foarte prost. Este un dezinteres din partea managementului, după părerea mea, și acolo ar trebui făcut ceva, pentru că, într-adevăr, DigiSport nu se ridică la înălțimea pe care și-au propus-o ceilalți. Nu poți să ai o unitate foarte... E ca și cum ai avea un magazin. La raionul de pantaloni totul ar arăta perfect, marfa călcată, spălată, aranjată, și la raionul de bluze, imediat lângă, alea făcute praf, murdare, șifonate, căzute pe jos. Ați văzut vreodată un magazin în care să arate așa lucrurile? Nu. Ori e un magazin decent, ori nu. Deci fie îl coborâți pe Prelipceanu la nivelul lui Dobre, fie că pe Dobre nu-l puteți ridica la un nivel mai ridicat, fie îi dați pe alții afară și angajați, mă, niște oameni pe ăștia pe care i-ați luat de la Național TV sau nu știu de unde i-ați luat. Hai că mai sunt, s-au terminat chiar toți. Sunt atâția tineri care ar face mult mai bine treabă. Da. În orice caz, măcar pe Sokol scoat, luați-l de acolo, luați-l, că n-are treabă cu rugby. El e enervant și când comentează fotbal. Măcar acolo știe câte ceva, se vede că își face temele. E enervantă vocea, turul e îngrozitor. Mă, dar datele pe care, cifrele pe care le oferă sunt în regulă. Aici nici măcar nu era pregătit, dă-o încolo de treabă. De ce mai transmiteți toate meciurile Cupei Mondiale atunci? Cam atât pentru astăzi, fraților. Hai că vine Liviu Zamora în curând. Noi ne reauzim mâine vineri. Să aveți o zi cât mai bună. Hey, what's up? It's Ben and Mark from Breaking Benjamin. And welcome to Rock Zone.